În această sală de karate, de 3 ori pe săptămână vin să se facă mai puternici, dar și să-și îmbunătățească concentrarea, disciplina și flexibilitatea, copii de 5 ani, adolescenți, femei și bărbați în toată firea. În primul rând, la noi sănătatea la copil, apărarea, nu luptele, nu bătăie, nu pe stradă, numai pentru, în primul rând, pentru sănătate și pentru dezvoltarea, nu numai fizică, dar morală, psihică. Pe lângă antrenamentele de bază, ei învață multe cuvinte în japoneză și lucruri interesante despre stilul de karate Kyokushin. Tot antrenamentul e limba japoneză, dar fiecare dată când spunem, de exemplu, o lovitură sau o mișcare, spunem în japoneză, traducem în română sau în rusă, pe urmă, după centuri, numai în japoneză. Chiar examene că le dăm numai în japoneză. O parte din antrenament o fac împreună, după care se împart în funcție de vârstă sau centură. Но я думаю, это самое лучшее. Те, которые поменьше, видят, что вот в таком возрасте человек может заниматься, причем на довольно-таки хорошем уровне. Им есть к чему стремиться. Причем мы выказываем уже, то есть если они более молодые, у них есть какая-то агрессия друг к другу, то мы уже между собой более возрастные. У нас больше дружба, чем агрессия. Они это перенимают от нас и остаются друзьями. Чем мы авансуаться, сигурка и корректиаза техника, которую o studiază în timpul lecțiilor și, respectiv, asta și este un mare plus în faptul când cei mai mici practică Kyokushin-ul împreună cu centurile mai mari. Eu văd de la ei blocuri noi și tehnică noi, unde se bată așa ca să dai ca scoți mici. Văd responsabilitate. Este doar și starși mine люди есть, я наоборот опыта больше. То есть чего-то они у меня научатся, чему-то я у них. То есть, можно сказать, меняемся опытами. Ну, со взрослыми людьми тренировки проходят как более интереснее, так как они нам дают более новый материал, и мы изучаем. Если бы не взрослые люди, то мы бы и не знали этих приемов. Надежда Траян, тынер фотограф, рефугиата дин Одесса, făcea karate și în Ucraina. Dar aici, pentru prima dată, a avut ocazia să se antreneze în aceeași sală cu feciorul său de 6 ani. Он занимается уже 3 года, а я занимаюсь чуть меньше года. Мы занимаемся каждый по себе. Я занимаюсь сама, он занимается сам, но мы занимаемся у одного тренера. Поэтому я слушаю тренера ровно точно так же, как и он. Maturii spun că vin aici pentru a se degaja și pentru a se menține în formă, iar cei mici au scopuri mărețe. Хочу дойти до черного пояса, а дальше посмотрим. Сам джентура неагру по 3 линии у цигабеля.